Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Cu și despre tinere. Așa cum v-ați obișnuit, în fiecare joi seara ne întâlnim aici pe Seleșanul TV pentru a discuta despre tineri. Tinerii noștri talentați care nu sunt deloc puțini și pentru că în această săptămână ne-a atras atenția un subiect foarte interesant care a făcut și subiectul unei știri de presă. Este vorba despre faptul că o Seleșancu, elevă de-a noastră, ne va reprezenta la un festival de muzică din Italia. Asta pentru că la sfârșitul săptămânii trecute a reușit să obțină trofeul festivalului Staruri Mureșene, care s-a desfășurat la Reghin. Este vorba despre Alexandra Iacob, elevă în clasa a 9-a la Liceul de Artă Ioan Sima din Zalău. Bună seara, Alexandra! Bună seara. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Cu mare drag, vă mulțumesc pentru invitație oricând. Și pentru că am avut și alți profesori de la Liceul de Artă Ioan Sima, e bine a venit timpul să fie alături de noi și domnul director, Titus Câmpian, care ne onorează cu prezența în această seară, ajutând-o pe Alexandra și spunându-ne mai multe despre ea. Bună seara, domnule director! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru că v-ați făcut timp și pentru noi. Știm că sunteți foarte ocupați. Alexandra într-o parte, domnul director în altă parte, însă iată că a venit timpul să ne întâlnim și la această emisiune și pentru că sunteți alături de noi o să discutăm și alte subiecte, pentru că știm că aveți foarte multe activități la Liceul de Artă Ioan Sima. Vrem să le detaliem și vrem să aflăm și noi despre ele, însă asta puțin mai târziu. Pentru început vreau să vorbesc cu Alexandra, care la sfârșitul săptămânii trecute a participat la un concurs național foarte important. Staruri Mureșene. Vreau să ne spui despre acest concurs și vreau să ne spui despre câte premii ai reușit tu să obții. Știu că ai obținut 4 premii în total. Așa este, un festival al Federației Star Music, la care am mai participat, adică am mai avut colaborare cu Federația la festivalul Dream of Artist, care s-a ținut la Luduș. Și unde ai luat de asemenea foarte multe premii. Așa și acolo. Este. A fost un festival puțin mai mare, cel de duminica trecută. Duminica a fost la Reghin. Și, practic, fiecare festival are ca scop culegerea, să zic așa, a cât mai mulți elevi talentați. De fapt, nu neapărat elevi, pentru că nu există neapărat o limită de vârstă. A fost și concurs de 44 de ani, chiar mai mult. Și cu cele mai multe aptitudini, abilități, vor merge în Italia, la festivalul de Giovanni, de la Piacenza. Să înțeleg că tu ai concurat cu oameni de peste 40 de ani? Da, au fost câțiva participanți și la categoria mea, la muzică ușoară și populară, și la fotografie, pentru că sunt mai multe categorii. Dar ei merg pe criteriul că dacă sunt mai mulți elevi sau participanți, de fapt, care să merite trofeul, pe baza punctajului, ei pot să îl ofere. Adică sunt foarte multe cupe, foarte multe medalii. Deci, zicea domnul Oprea Costică, care este președintele federației, că întotdeauna a fost pe acest lucru, adică i-a plăcut să dea premii, nu știu, mai multe ori, dacă toți au meritat. Nu, el nu se putea hotărâ să aleagă. Și vreau să începem cu premiul cel mai important. Ai obținut trofeul festivalului. Da. În ce a costat acest trofeu? Un trofeu pe care tu chiar l-ai adus alături de tine. Așa este, o vioară. Cred că s-a mai dat și ceva chitară, s-au mai dat instrumente și norocoșii, asta au primit. Tu te-ai ales cu o chitară pentru că tu faci cu o vioară, îmi cer scuze, pentru că tu faci vioară la școală. Da, cred că a fost și unul dintre criterii, adică eu am participat și la categoria, la secțiune de instrumente. Am obținut vioara mare, cred că era și ceva vioară de dimensiuni mai mici. Pe mine nu m-a ajutat aia, pentru că acum și eu am vioară întreagă pe care cânt. Și da, ăsta a fost trofeul. Și alte premii, ce mi-ai reușit să iei? Te-ai întors de acolo cu 4 premii. Da, am avut multe diplome. Am obținut și Miss Festival. Evident, de altfel. Așa este. Premiul întâi la secțiunea de muzică ușoară. Și premiul special pentru interpretare la secțiunea Doine.
la secțiunea de muzică religioasă și la instrumental vioară. Foarte frumos! Să înțeleg că ești așa plurivalentă, adică pe de o parte faci vioară la școală, da, iar pe de altă parte excelezi și la capitolul voce, pentru că ai reușit să iei premii și acolo. Da, practic cu asta am început. Nu neapărat că, bine, cântam eu prin casă, dar părinții mei au vrut să fac ceva în domeniul artei. Tati a insistat cu vioara la început. Sincer, nu eram foarte atrasă de ea, chiar deloc, dar acum îmi place foarte mult. Și cu muzica vocală, cred că toată lumea începe, adică toți cântăm și prin casă încă de mici. Să înțeleg că tu faci vioară, nu faci canto la liceu de artă. Nu, am mers mai departe pe vioară. Și faci vioară de când erai mică? Cam de la 5 ani jumate, da, de la 6 ani. Era vioara, cutia era chiar cât mine. Foarte frumos. Iată că ai ajuns să stăpânești bine arcușul între timp, până în clasa noua. O să mai vorbim, Alexandra, despre premiile pe care tu le-ai mai obținut de-a lungul anilor școlari. Însă acum vreau să ne spune și domnul director așa câteva cuvinte despre tine. Cum te caracterizează ca elev? Alexandra se întoarce cu atâtea trofee, cu atâtea medalii, cu atâtea premii și diplome de la concursurile la care participă. Le mai puteți ține pasul acolo la școală, domnule director? Într-adevăr, Alexandra este o elevă cu care liceul nostru se mândrește. Și când spun asta, mă refer la faptul că acum ea a fost puțin modestă în prezentarea diplomelor și a competențelor sale și acum eu voi fi puțin mai, o să insist un pic pe latura aceasta, în sensul că în momentul în care spunem activități extrașcolare, cu siguranță vom spune și Alexandra Iacob că este vorba de muzică ușoară, că este vorba de muzică populară, că este vorba de un concurs de interpretare pe parte instrumentală, că este vorba de teatru, proiecte Comenius care le-am avut la nivelul unității, în toate s-a regăsit Alexandra Iacob. De multe ori, în discuțiile care am avut și cu părinții, spunea că sunt exagerat de multe activități și cu toate astea, Alexandra a dat dovadă de o neobosită energie, tot timpul un argint viu care inițiativa în tot felul de activități de genul acesta și uită că acest talent al ei începe să dea rod, să apară premii din ce în ce mai importante. Sigur că ne e greu să ținem pasul, ne mândrim cu treaba aceasta, că pe lângă Alexandra mai avem mulți alți elevi care de asemenea aduc premii înspre școala noastră. În schimb, Alexandra are ceva aparte, mai mult decât atât. Ea este un produs 100% al școlii noastre, cum spunea și ea, din clasa 1, urmează cursurile liceului de artă. Și uite că după 8 ani, 9 ani de zile, cred că ar putea să umple cu siguranță o cameră cu distinții, premii și diplome la concursuri care mai decare. Sigur că eu stau să mă gândesc oare care va fi drumul pe care îl va alege Alexandra mai departe, pentru că acum este o perioadă de formare în care ea acumulează foarte multă informație. Totuși așa oarecum am o curiozitate să văd exact care va fi domeniul înspre care se va orienta Alexandra, având în vedere, cum spuneați și dumneavoastră, aceste multiple oportunități ale ei și pe parte de actorie, pe parte de interpretare vocală, instrumentală, mai nou și muzică bisericească, se întregește așa paleta de oportunități care se deschid. Și acum eu chiar mă gândeam oare înspre ce direcție va merge Alexandra. Cu siguranță mi-ar plăcea să cred că va păstra totuși acest segment artistic. Ar fi păcat după atâta muncă să lase deoparte tot ce a reușit să clădească în această perioadă de timp. Eu o felicit pe această cale și îi urez mult succes în continuare și o asigurăm în continuare de întreg sprijinul nostru. Mulțumesc! A început clasa nouă așa în forță, dacă îmi permiteți ceea ce spuneați, domnule profesor, tocmai de aceste abilități pe care, și calități pe care le are Alexandra, am putut să observăm și la balul balurilor prestația pe care i-a avut-o și trebuie să mărturisim celor de acasă că ai fost aleasă Miss Boboc 2014 la balul balurilor, acolo unde concurează cei mai buni dintre cei mai buni. Adică da. Să fii prima nu e ușor, nu e un lucru foarte ușor.
Mai mult decât atât, am putut să-ți vedem acolo abilitățile tale actoricești. Ai dat dovadă că poți foarte bine să-ți exploatezi și această parte. Ai foarte mult talent, Alexandra, și așa cum spunea domnule director, suntem foarte curioși care va fi calea ta. Am văzut că ai început cu această parte artistică și vrem să vedem în continuare, te gândești să urmezi și o facultate în acest domeniu? Da, eu așa zic că merg la Academia de Muzică Gheorghe Dima, la Cluj, la Vioară. Sper să reușesc, însă nu știu, mă atrag toate brațele, să zic așa, arte, pentru că îmi place actoria, îmi place muzica ușoară, îmi place și Vioara, doar că nu știu pe care să o aleg. Bineînțeles, foarte multă lume îmi spune că pe toate nu le poți face. Eu încerc să le fac cât mai bine și nu știu, cu siguranță voi face ceva în domeniul artei, chiar nu știu, deocamdată. Oricum, mai ai vreo 3 ani de zile, cel puțin, în care să te gândești și să te pregătești. Sunt curioasă dacă partea aceasta vocală, poate mulți au avut ocazia să te audă, mai puțin au avut ocazia, cred că, să te audă la Vioară. Da, pentru că la Vioară fac muzică clasică și, în schimb, vocal fac muzică populară, muzică ușoară. Am mai multe locuri în care să cânt. Cu Vioara, la școală, tot timpul la concursuri, bineînțeles la producții, însă pe muzica clasică, probabil, adică este alt tip de public, bineînțeles, și deocamdată, nu știu, Zalău este un oraș destul de micuț, puțini sunt care cunosc cu adevărat muzica clasică. Domnul director, cred că ne-ar putea ajuta aici cu câteva informații. Nu știu dacă noi pe partea, în Zalău este foarte bine dezvoltată această, și noi o recepționăm foarte bine, muzica populară. Poate și segmentul de vârstă care ea se adresează este mai bine gustat de către zălăuani. Nu știu, avem noi capacitatea să gustăm muzica clasică? Cu siguranță avem capacitatea să gustăm muzica clasică, în schimb, cred că muzica populară ne este mult mai la îndemână. Gândindu-ne la faptul că orașul nostru are 2 ansambluri profesioniste de muzică populară în care copiii, elevii noștri pot să-și pună în valoare talentul lor. Sigur că fiind un oraș mic nu avem teatru, nu avem o filarmonică în care probabil că mulți dintre noi ar avea posibilitatea să meargă să vadă și alt gen de muzică. În schimb, sigur că trăim vremuri în care distanța nu mai e o problemă, iar dacă vrei cu adevărat să vezi un spectacol, poți să mergi în orașele mari care ne sunt aproape Cluj, Oradea, unde se pot vedea astfel de concerte. Probabil că ăsta este un motiv pentru care mulți copii se orientează înspre muzica populară. În schimb, ceea ce vreau eu să spun este următorul aspect. A cânta muzică populară cum trebuie și a face din treaba asta o performanță nu este chiar la îndemâna oricui. Tocmai de aceea, atât liceul nostru cât și celelalte instituții de cultură abilitate oarecum militează înspre a crea performanță în acest segment. Și vreau să vă spun așa că, fapt divers, în țară, în momentul în care se povestește de Sălaj, se spune clar, dacă vine un concurent la un festival național din Sălaj, se ridică așa un semn de întrebare, ăsta sigur ne creează concurență. Deci este județul nostru, i s-a creat așa un brand pe segmentul acesta de muzică populară, pentru că foarte mulți elevi ai noștri și copii din celelalte școli din oraș și din județ reușesc să obțină premii la festivaluri de muzică populară naționale. Și atunci, oarecum, percepția județului nostru este cum că este un izvor nesecat de talent în acest segment. Și atunci, dacă noi putem să facem treaba asta cât se poate de bine, o facem cât se poate de bine și culegem cât se poate de multe premii și pe acest segment. Pe partea de muzică clasică, liceul nostru va avea la începutul lunii viitoare un concurs de interpretare vocal-instrumentală, Viva la muzică, ajuns la cea de-a 16-a ediție. N-aș vrea să vorbesc foarte mult despre acesta, probabil că înaintea concursului vom mai avea o întâlnire în care să putem să discutăm pe larg. În schimb, este un prilej prin care tinerii interpreți de muzică clasică, muzică cultă, pot să-și pună în valoare talentul lor.
Sunt atunci două zile de concurs în care se adună în jur de 250 de participanți de la nivel național împreună cu profesorii lor. Deci va fi o sărbătoare, o adevărată sărbătoare la nivel de oraș. Vor fi 4-5 locuri de desfășurare pe diferite categorii. Mă refer aici la pian, vioară, instrumente de suflat, muzică vocală tradițională. Așa, și sperăm să fie și ediția din acest an o reușită, la fel cum a fost celelalte dinainte. Și este un motiv și un loc foarte bun pentru a-și pune copiii în valoare posibilitățile lor în ceea ce ține de interpretarea instrumentală. Acum, fiind aici și având experiența pe care știm că o aveți, profit de acest lucru și vă întreb ce ați sfătui eu așa pe Alexandra. Poate că mulți sunt în această situație, care iubesc și îndrăgesc muzica clasică. Așa cum spunea Alexandra, iubește și muzica populară în același timp. Ce ați sfătui eu așa, obiectiv fiind, să facă pe viitor? Trebuie să fiu foarte atent la ce spun, nu? Foarte atent. Deci ideea este în felul următor. Acest segment al oamenilor care lucrează în domeniul artistic este foarte mic. În orice domeniu ar alege, în ceea ce ține partea asta artistică, cred că Alexandra va reuși să facă performanță și va fi unul dintre viitorii specialiști ai țării noastre. În momentul de față, sigur că este un moment în care ea acumulează informații pe toate planurile. În timp, după un an, doi, ea își va putea cântări foarte bine posibilitățile, atât psihice, cât și intelectuale și toate cele, încât să găsească cea mai bună variantă pentru ea. Este greu să spun eu, aș spune ce eu îmi dau exemplul meu personal, nu știu dacă se pliază neapărat pe capacitatea Alexandrei. Cu siguranță, în schimb, va face performanță pe orice direcție din domeniul artei o va alege. Nu fac probleme din punctul ăsta de vedere și cred că va avea o carieră frumoasă. Așa, dar Alexandra, o să auzim de ea, cu siguranță. Cu siguranță. Abia așteptăm să te mai invităm și peste ani, din nou aici, să ne spui de realizările tale. Așadar, orice vei alege, vei face prin talentul pe care l-ai foarte bine și cu siguranță asta te va propulsa pe marile scene. Vreau să-ți spui de asemenea, pentru că tu îți exploatezi această parte vocală, dacă te-ai gândit ca pe viitor să activezi într-un anumit ansamblu, asta pentru a urca pe scenă alături de alți artiști și pentru ca lumea din Zalău și sălășenii să te vadă? Da, m-am mai gândit. Adică sunt și la ansamblul Columna. Și nu știu, acum, bineînțeles, toți tinerii artiști, să zic așa, interpreți care vor să-și facă o carieră, încep prin a-și face melodiile lor proprii, adică, bineînțeles, nu poți să cânti tot de la alți interpreți, trebuie să începi să-ți faci melodiile tale, să începi să, practic, să fii în felul tău, să nu... Bineînțeles, toți avem niște modele când suntem mici, după care ne ghidăm, încercăm să imităm, însă cu timpul trebuie să-ți creezi propria ta imagine. Așa că, nu știu, mă gândeam să... Am câteva piese și de muzică populară care sunt ale mele, 4. Bineînțeles, o să mai fac și mi-ar plăcea, de ce nu să încerc și pe muzică ușoară? Probabil că este mai greu puțin și datorită faptului că suntem și departe de capitală, unde e mult mai ușor, dar voi încerca. Putem să vorbim pe viitor de un album semnat Alexandra Iacob? Ei, mi-ar plăcea. Deocamdată e la stadiul ăla de vis care trebuie împlinit. Bineînțeles, mi-ar plăcea, sper să fie așa, practic ar fi și o mândrie, pentru că e frumos să zici că ești dintr-un oraș sau de fapt dintr-un județ mic, dintr-o țară relativ mică și cei din afară să fie ceva de genul wow, România. Așadar, deja te gândești foarte departe. Vrei să ne reprezinți România cu cinste. Cum ziceam, deocamdată e la stadiu de vis, fiecare avem așa vise, dar... Acestea se pot materializa cu siguranță. Așa este, cum se zice, viața e un urcuș, însă priveliștea e grozavă. Așa e, și pentru că tu vei avea ocazia să ne reprezinți la nivel național în Italia, la un festival. Vreau să ne spui cum te pregătești tu pentru acest festival și cum vei concura, la care secțiune sau la toate, de asemenea. La cât mai multe, păi studiez,
Foarte mult, adică la instrument, bineînțeles, zilnic trebuie studiu, cât mai mult. Pe partea vocală e un pic mai ușor, pentru că dacă, nu știu, simt nevoia când sau așa, trebuie să-mi aleg, în primul rând, trebuie alese piese foarte bine, pentru că, na, nu poți să te prezinți cu orice, să-ți pună în valoare și vocea, să fie piese de efect și, nu știu, deocamdată mă mai gândesc ce să cânt, la care categorii să particip. Și știu că o să fie destul de greu, adică vin și din alte țări, am auzit din Rusia. O să fie frumos, în primul rând. Noi sperăm să te întorci de acolo cu trofee, Sper. Cel cu puțin patru medalii, cel premii. puțin, da, la fel cum a fost acum. Pentru că prima parte a emisiunii noastre a ajuns la final, luăm o scurtă pauză de publicitate, însă revenim să mai discutăm despre prestația pe care tu o vei avea în Italia. Domnule director, avem multe subiecte să mai dezbatem, însă după o scurtă pauză de publicitate. Doamnelor și domnilor, am revenit aici la emisiunea Cu și despre tineri și vorbim în continuare cu Alexandra Iacob, elevă la Liceul de Artă Ioan Sima din Zalău, care a câștigat trofeul Festivalului Staruri Mureșene și ne va reprezenta în Italia la un festival internațional, asta în luna august acestui an. De asemenea, ea este însoțită de domnul director Titus Câmpian, directorul Liceului de Artă Ioan Sima. Și vreau în continuare să vorbim despre activitatea pe care o aveți acolo, domnul director, la Liceul de Artă Ioan Sima. Aveți o activitate foarte bogată. Știm că participați cu elevii la foarte multe concursuri, la multe festivaluri. Pe o parte dintre elevii de la Liceul de Artă îi vedem pe scena casei de cultură, pe scena casei municipale de cultură. Ne bucurăm de prestația pe care ei o au. Vreau să ne spuneți, știu că în această perioadă vă pregătiți intens pentru o olimpiadă care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni. Vreau să-mi spuneți câți reprezentanți din județ vor fi la olimpiada. Este foarte adevărat, în această perioadă practic ne aflăm pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru Olimpiada Națională de Interpretare Vocal-Instrumentală. Olimpiada Națională care reunește cei mai buni copii, cei mai buni elevi de la liceele vocaționale din țară. În acest an, Olimpiada Națională se desfășoară, pentru norocul nostru, la Baia Mare. La Baia Mare, la sfârșitul acestei săptămâni, va avea loc faza națională a Olimpiadei, cum spuneam, și liceul nostru este reprezentat de patru elevi la această Olimpiadă. Avem un elev la clarinet și trei eleve pe secțiunea de muzică vocală tradițională, care ne vor reprezenta la această fază finală a Olimpiadei. În anii precedenți s-au întors cu premii elevii. Da, în anii precedenți, prestația elevilor noștri a fost una chiar foarte bună. Într-un an, acum 2 ani, nu vreau să greșesc, în urmă cu 2 ani, vreau să vă spun că întreg podiumul fazei naționale de la muzică vocală tradițională, una dintre secțiunile acestei olimpiade, a fost câștigat de liceul nostru. Deci primele 1, 2 și 3 s-au întors la Zalău, ceea ce a fost un motiv de mândrie în momentul respectiv pentru noi. Sigur că această performanță este greu de realizat în fiecare an. A fost un moment în care, efectiv, liceul nostru a strălucit nemaipomenit. Vrem să repetăm această experiență, sperăm ca și în acest an să ne întoarcem cu premii frumoase de la Olimpiada Națională, pentru că, până la urmă, este cartea noastră de vizită. Acesta e, consider eu și nu cred că greșesc, este, până la urmă, cel mai important concurs avizat de către Ministerul Educației, în care liceele poate să-și etaleze cei mai buni elevi. Tocmai de asta sunt și foarte bine cotate aceste premii la această fază finală a Olimpiadei. Abia așteptăm ca la începutul săptămânii viitoare să ne sunați și să ne spuneți că v-ați întors acasă cu premii. Să sperăm. Să sperăm. Noi avem mare încredere în copiii noștri, în elevii noștri și cred că vom face o figură frumoasă și în acest an la Olimpiadă.
Știm că elevii care se duc la olimpiadă și nu numai, elevii care sunt la liceul de artă au o pregătire suplimentară. Adică pe lângă orele de curs normale pe care ei le fac, după amiază au și ore de canto, ore de vioară, ore la instrumente. Așadar, ei au o activitate foarte bogată. E De adevărat. dimineața până după masa sunt prinși în activitatea școlară. E adevărat, este și practic specificul liceului nostru. Liceul nostru este un liceu vocațional, adică se adresează acelor copii care au talent pe partea artistică. Sigur că partea de cultură generală, de școală, este exact ca și la orice altă școală din oraș. În schimb, pe lângă aceste ore de cultură generală, elevii noștri beneficiază de parte specializată, de educație specializată, cum ar veni. Și în funcție de specificul și de profilul ales de fiecare elev, are ore de instrument, ore de muzică vocală, parte teoretică, ceea ce ține de muzică și de arte plastice. În liceul nostru există și arte plastice pe lângă muzică. Deci suntem liceu de artă, atât muzică cât și arte plastice. Și, într-adevăr, după mesele le împletesc așa cu fotbal și cu un pic de, sau cu un pic de fotbal și mai multă educație artistică. Pentru că este Alexandra aici alături de noi și pentru că ei, trebuie să recunoaștem, au o pregătire poate suplimentară, poate chiar dublă față de elevii care sunt în alte licee. Vreau să ne spui, Alexandra, cum faceți voi față și în cazul de față tu, cum faci față atât orelor de curs de dimineața, după masă ai vioară, mai mult decât atât te implici și în alte activități despre care o să-mi vorbești puțin mai târziu. Cum reușești tu să faci față tuturor? Mai participi și la concursuri, te mai pregătești suplimentar și acasă? Păi, în primul rând, cred că reușim asta pentru că facem ceea ce ne place. Pentru că dacă am stat toată ziua, nu știu, să facem probleme și nouă, de matematică mă refer, și nouă nu ne-ar plăcea, normal, nu poți să dai randament, nu poți să faci bine ceea ce faci. Dar la noi, la liceu, sunt foarte mulți elevi, adică majoritatea, toți dedicați, fac ceea ce le place, fac cu plăcere și atunci timpul trece și mai repede când tu faci ceea ce îți place. Practic, atunci când te antrenezi în plus, muncești în plus, e tot un fel de relaxare. Și acum, să fim serioși, cine nu ar sta să cânte sau să studieze în loc să, nu știu, să învețe sau, bineînțeles. Siguranță, cei care nu au acest talent nu ar face față. Da, așa este. Să știți că elevii la noi la liceu, pe lângă faptul că trebuie să învățăm pentru materii, să ne facem temele, e obligatoriu. Vine ca un bonus chestia asta cu muzica și nu numai desenul, pentru că atunci te relaxezi după o zi de școală. Foarte frumos răspunsul tău. Fac față pentru că ei, elevii de la liceul de artă, fac față pentru că fac asta cu pasiune. Cu siguranță, acesta este secretul. Dacă nu ați face cu pasiune, s-ar N-ar fi vedea. mai greu. Ar fi E mult mai adevărat și greu. aș dori să o completez un pic pe Alexandra. Spunea că vine ca un bonus, e adevărat, ca un bonus. În schimb, în timp ce alți copii, cum spunea, rezolvă exerciții la matematică, să știți că și studiul unui instrument este de multe ori la fel de complicat ca și Da. rezolvarea unei probleme la matematică, dacă nu chiar mai complicat. În sensul că să ajungi să cânți la finalul unui an școlar un anume program conform cerințelor noastre, asta impune muncă susținută zi de zi. Și nu cred că e chiar atât de plăcut pe cum încearcă Alexandra să ne convingă pe noi astăzi să studieze în fiecare zi. În schimb, la un moment dat se creează un stil de viață, un ritm la care trebuie să te supui până la urmă și să-l adopți ca făcând parte din viața ta și începe să-ți placă. Asta este explicația pentru care copiilor efectiv le face plăcere. De multe ori sunt zile în care cred că 3-4 ore trebuie să stea cu instrumentul în mână și, cum spune Alexandra, trec repede orele acelea pentru că le faci cu pasiune, ceea ce faci îți aduce satisfacții și atunci lucrurile se derulează cu mai mare repeziciune, parcă, Puteți să spunea. spunem despre acest program și acest exercițiu pe care elevii îl au, că îi responsabilizează pentru viața lor de student, respectiv viața lor de integrare în viața socioprofesională. Pentru că
au o bază, au un exercițiu al timpului pe care trebuie să și le împartă foarte bine, să aibă un echilibru în toate și atunci cred că le este mult mai ușor decât altora care au după amiezile libere și care se dedică hobby-urilor pe care le au. Da, e adevărat. Iar din punctul ăsta de vedere aveți dreptate, vreau să vă spun că înainte să vin la emisiune, elevii noștri vis-a-vis de olimpiadă stăteau și studiau fiecare în sălița lui individual și se pregătea, nu îi ținea nimeni cu forța acolo. Fiecare era conștient că dacă se prezintă la un concurs de asemenea nivel, trebuie să meargă să facă cinste acolo școlii și orașului pe care îl reprezintă. Asta vă spun, foarte bine ați subliniat faptul, îi responsabilizează și cred că în societatea în care trăim o astfel de responsabilitate le prinde foarte bine și îi ajută să-și găsească locul fiecare în societatea noastră. Alexandra, pentru că tu acum ești clasa a noua, vreau să ne spui, știu că ai participat la multe concursuri, festivaluri de-a lungul anilor școlari precedenți. Vreau să ne spui despre aceste premii importante pe care tu le-ai obținut. Am aici alături de mine și diplomele pe care, o parte dintre diplome, era mult prea greu să aducem toate trofeele și toate medaliile pe care le-ai obținut, însă vreau să ne spui despre aceste premii. Da, am acasă câteva mape speciale pentru diplome și premii. Bineînțeles, în fiecare an, pentru că le-am pus pe perioadă, de la când eram cea mai mică până în momentul de față. Și în fiecare an găsesc diplome de la festivalul Viva la Muzica, pentru că e festivalul la care știu în fiecare an, când începe anul școlar, bun, trebuie să studiez. De ce? Ok, pentru examene, dacă e pentru olimpiadă și dacă reușesc pentru olimpiadă, dar în primul rând pentru Viva la Muzica. De mică eram așa. Și depinde. Diplomele, în general, pentru oricine, cred că e și un motiv de bucurie. Diplomele, practic, te fac să realizezi că munca pe care ai făcut-o nu e în zadar și te motivează foarte mult chiar. Vreau să spun de asemenea, pentru că ai obținut atâtea premii, spuneam că doar o parte dintre diplome, tu ai mape întregi acasă și doar era mult prea greu să aducem toate trofeele și medaliile pe care le-ai obținut și pe care le vei obține în continuare. Suntem siguri că foarte multe te vei întoarce cu ele aici în sălaj. Vreau să-mi spui dacă până ai primit aceste diplome, până ai reușit să ajungi la această performanță, cât de mult contează sprijinul părinților tăi, sprijinul familiei? Vă dați seama că foarte mult. Știu că prima diplomă am obținut-o la un concurs de modeling cu... Era ceva companie, de fapt, firma Constin Mărculescu. Știu că atunci el a venit la Cluj și, mă rog, tam-tam mare, eu aveam 3 ani jumate și, bineînțeles că mami și tate au fost cei care m-au dus acolo, cei care m-au și dat mai târziu la vioară, pentru că mă învățase mami încă de mică, atunci când cineva mă întreba ce vrei să te faci când o să fii mare. Eu îi ziceam că vedetă de televiziune și manechin, vă dați seama, era mică. Și prin asta vreau să zic că practic ei clădesc baza, adică ei pun baza și tu faci mai departe, nu știu, tu finisezi. Da, dacă, probabil că dacă nu mă dădea, dacă nu insista tati să fac vioară și dacă nu mă cicălea mami să fac și canto, adică să mă apuc de muzică, acum eram la un liceu normal, adică profil real sau nu știu. Dar ei m-au îndrumat spre această cale pentru că au văzut că îmi place. Și părinții în general au un rol important în clădirea viitorului, să zic așa. Da, cred că este foarte important ca părinții să sesizeze acel talent pe care copiilor îl au. Și dacă îl au, de ce să nu îl exploateze? Întotdeauna am susținut că diferența care o fac pe piața forței de muncă, dacă putem să spunem așa, pentru că asistăm
la o adevărată nebunie cum termină elevii noștri școala, apoi facultatea și nu au loc de muncă. E bine, cred că diferența o fac tocmai aceste talente care există în unii și care sunt acolo undeva sus. Prin asta se remarcă și au, putem să spunem, ceva în plus față de ceilalți. Așa este, plus că într-un fel nu e nici ok să obligi un copil să facă un anume lucru doar pentru că tu vrei asta și atunci probabil și de aceea mulți termină o facultate și nu mai merg mai departe pentru că lor chiar nu le place ceea ce au făcut. Se întâmplă de multe ori. Așa este. Domnule profesor, domnule director, vreau să-mi spuneți cât este de important ca părinții să sesizeze acest talent încă timpuriu, așa cum este cazul Alexandrei, încă de când a fost mică, părinții ei au observat că are un talent și că trebuie să se materializeze pe viitor. Vis-a-vis de ce povestea Alexandra mai devreme, mă regăseam pe deplin în relatarea ei de mai devreme. În sensul că rolul părinților este foarte important. Un copil niciodată nu o să știe ce vrea el să facă când va fi mare. Marea majoritate spun că vor să facă doctori și aviatori. Sigur că este datoria părinților să-i orienteze înspre acele domenii unde consideră dumnealor că acești copii ar avea potențial sau ar avea mai multe șanse să se descurce. În schimb, lucrurile de multe ori sunt înțelese greșit. Adică sunt părinți cu copii talentați care vin la noi și spun, doamne, știți, da, copilul meu e talentat, dar parcă n-aș vrea să iasă neapărat actor sau ăsta. Și nu-și dau seama cât de mult contează educația artistică în formarea tinerei generații sau în formarea fiecărui copil în parte. Deci de asta vă spun, este foarte important și de multe ori, pornind așa, la început timid, ajuns să-ți dai seama, domnule, eu pot să fac o carieră din treaba asta. Chiar pot să trăiesc din treaba asta. Și de multe ori spui, da, poate la un moment dat, poate voi trăi chiar foarte bine din treaba asta. Tot ce trebuie să fac eu să-mi exploatez potențialul și talentul cu care m-a înzestrat Dumnezeu. Și atunci sfatul pe care pot să-l dau eu părinților este acela de a-și susține copiii în continuare sau acei părinți care au încă copii mici de a-i îndruma. Măcar să cum să vă spun, să fie împăcat, domnule, am încercat și varianta asta. Pentru că întotdeauna marile surprize au venit din partea copiilor care au venit așa, mai cu jumătate de gură înspre noi. Deci nu foarte convinși că ar putea face performanță în domeniul artistic. Și în timp s-a demonstrat că sunt niște copii valoroși. Așadar, cred că este un câștig pentru orice copil să aibă parte de un strop de educație artistică care să-i formeze ca oameni în adevăratul sens al cuvântului. Bine, nu toți vor reuși în acest categoric domeniu. Să vedem, exemplele sunt cât se poate de evidente a celor care au reușit în acest domeniu și de ce nu? Chiar foarte mulți de la Liceul de Artă, după ce au terminat, au continuat o facultate în acest domeniu și acum îi regăsim pe marile scene. Ori pe marile scene, ori mulți dintre ei sunt care s-au întors înspre școala noastră, s-au oprit la ansamblurile noastre din oraș. Sunt mulți absolvenți ai noștri care, după ce au terminat facultăți de prin Cluj-Oradea, au rămas în orașele respective și alții care chiar au depășit granițele țării și profesează în domeniu. De asta vă spun că nu ar fi justificat să spunem, haideți să aduceți copiii la noi dacă nu ar exista o finalitate. Ideea că în momentul de față, și mă repet acum când spun treaba asta, pe partea artistică, deocamdată sunt foarte puțini copii care merg în această direcție și atunci fiecare dintre ei își va găsi locul în timp. Pentru este un segment de nișă care nu, de multe ori nu acoperă necesitățile societății. Și asta îi spuneam și Alexandrei, oricare va fi direcția pe care va vrea să meargă în continuare, cu siguranță va reuși să facă o carieră în domeniu. Să pe lângă acest talent de care spuneam că ar trebui și părinții să-l observe și ar fi indicat să îi îndrume spre o școală artistică, este nevoie și de foarte multă muncă. Până să ajungi să obții atâtea rezultate, trebuie multe ore de studiu, multă muncă, mult timp sacrificat în favoarea studiului și în defavoarea jocului atunci când ești mic, a hobby-urilor, când ești mai mare, a distracției chiar. Vreau să ne spui, Alexandra, câte ore muncești tu la instrument, la școală, acasă, suplimentar?
Depinde. Este când ajung acasă destul de târziu, pe la ora 4 sau 5. Na, e ceva, având în vedere că sunt de dimineața în școală. Și depinde, mă orientez. Dacă ziua următoare am instrument, clar, o să studiez cel puțin o oră sau o oră jumate, deși e puțin. În clasa noua e chiar puțin să studiez doar atât. Studiez mai mult în weekend. Pentru școală, vrei, nu vrei, trebuie să înveți să îți faci temele. Și în weekend, de obicei, încerc să las cel mai mult spațiu studiului. Sunt dăți în care chiar toată ziua studiez, adică fac, bineînțeles, pauze de 15-20 minute, mai stai, mai ieși până afară, dar, în general, să faci asta cât de mult. Cum ziceam, în mod normal ar trebui să fie mult mai multe ore de studiu. O oră e puțin, e chiar prea puțin, poate, dar aici mai intervine și talentul și... În general, se întâmplă ca talentul să fie puțin mai mare decât munca. Și atunci nu e suficient. Da, multă muncă, mult talent și toate cumulate dau un rezultat cât se poate de frumos, așa cum este Alexandra. Pentru că suntem aproape de finalul emisiunii și pentru că profit de faptul că sunteți alături de noi, domnule director, vreau să ne spuneți cu cine surprindeți săptămâna viitoare, în școala altfel. Știu că aveți activități pe placul sălăjenilor, activități artistice. Vreau să ne spuneți cum se concentrează activitățile pe săptămâna viitoare. Acum vreau să pornim de la următorul aspect. Având în vedere că în școala noastră sunt vreo 500 de copii, poate nu toți ca și Alexandra, dar mare parte se apropie de Alexandra, vă dați seama că și activitățile noastre de săptămâna viitoare vor fi cât se poate de diversificate. Și pornind și de la specificul liceul nostru, cel vocațional artistic, vom avea activități cât se poate de diversificate. Amintesc doar câteva care considerăm noi că sunt mai importante. Am conceput o caravană a artelor, spunem noi, prin care vrem noi să promovăm ideea de artă în rândul copiilor. Și după niște discuții avute cu colegii mei pe la școală, am ajuns la următoarea concluzie. Vom gândi o caravană, în adevăratul sens al cuvântului, și vom porni prin vecini. Acum când spun prin vecini, să nu vă imaginați că mergem în blocuri. Prin vecini, adică la grădinițele din jur, la școli, la unitățile noastre, unitățile cu care ne învecinăm și cu care de multe ori avem relații de colaborare în diverse proiecte și vom merge să le arătăm ce știm noi mai bine. Sigur că activităților vor fi diferențiate pe categoriile de vârste la care ne vom adresa. Adică, în grădiniță vom merge cu copii care vor desena body painting, copii de la arte plastice, ceilalți copii de pe partea muzicală vor merge cu instrumente, vom duce și chiar și un pian mobil care vom putea purta după noi, să lăsăm pe copii să cânte la aceste instrumente, un program interactiv pe care îl vom prezenta noi, pe urmă vor veni cei din grădiniță cu partea lor artistică, cu ce vor să vină și ei în program și credem noi că va fi o activitate frumoasă. Așadar, avem un calendar stabilit împreună cu grădinițele și cu școlile din jur, prin care ne propunem lucrul acesta, efectiv să promovăm ideea de artă în rândul copiilor. Altă activitate interesantă, spunem noi, va fi miercuri, o să înceapă să apară și afișe și fel de fel de invitații, atât în mediul virtual cât și pe hârtie. Și aici mizăm în continuare pe sprijinul dumneavoastră. Va fi o activitate frumoasă în care elevii noștri de la arte plastice vor imprima niște tricouri, vor crea niște tricouri unicat, care vor fi puse în vânzare. Banii din vânzarea tricourilor se vor folosi înspre dotarea atelierelor de arte plastice și diversificarea ofertei noastre școlare pe viitor. Dar vreau să vă spun vis-a-vis de aceste tricouri că la început a fost o idee așa care am privit-o cu... Am fost sceptic la început, în schimb, în momentul în care au ieșit pe bandă, să zic așa, tricourile și într-adevăr unicat, pentru că nu sunt două la fel, fiecare au fost create de către copiii noștri, o să le vedeți și vor avea ocazia și telespectatorii noastre să le vadă. Miercuria viitoare, în 9 aprilie, va avea loc această
activitate în care vor fi prezentate aceste creații inedite ale copiilor. Cei care doresc pot să-și achiziționeze aceste tricouri, sunt foarte frumoase, le pot purta pe stradă, cu siguranță nu se va întâlni cu nimeni pe stradă care să aibă tricou la fel ca și cel care va reuși să cumpere unul de la noi. Tricourile sunt într-un tiraj limitat pentru că procesul este unul foarte migălos. Vă dați seama, să creez 200 de tipare diferite nu este deloc la îndemână. Și asta vă spuneam, miercurea viitoare va avea loc o licitație de tricouri urmată de un program artistic susținut de către elevii noștri. În acest eveniment va avea loc la Sala Dialoguri Europene a Centrului de Cultură și Artă, începând cu ora 17. În avantpremieră, ca să spun așa, înaintea începerii activității, vom ieși puțin și pe platoul de marmură din fața prefecturii, unde tot așa copiilor care vor fi acolo, eventual vor fi pictați sau o să încercăm să creăm o atmosferă frumoasă evenimentului ce va începe la ora 17. Deci ăsta este un al doilea proiect major care se va desfășura în săptămâna altfel. N-aș vrea să uit partea de cultură generală, unde vom avea proiecte pe parte de plantări de pomi, de flori în perimetrul școlii, o floare, un pom pentru fiecare, ceva de genul ăsta, dacă greșesc, îmi cer scuze colegilor mei, în care tot așa fiecare clasă va avea posibilitatea să-și planteze un pom și să-i urmărească evoluția în timp până la finalizarea studiilor. Cred că este o metodă prin care îi vom responsabiliza pe elevii noștri. Se va crea acel cult pentru mediul înconjurător, vom înfrumuseța și spațiul verde al școlii și uite așa o să încercăm să îmbinăm utilul cu plăcutul. Pentru elevii de clasa 8-a va urma o perioadă în care se vor pregăti pentru examenele de final, clasa 8-a și a 12-a, să nu uităm pe absolvenții noștri, în care profesorii de la discipline implicate direct în aceste examene vor avea posibilitatea să lucreze sub forma unor meditații gratuite cu acești elevi în prima parte a zilei, urmând pe urmă să ia parte și ei la aceste activități ale noastre. Și ar mai fi multe, este un carnaval al personajelor celebre gândit, un proiect inițiat de către profesorii de limba și literatura română din școala noastră, un carnaval care se va desfășura în curtea școlii la noi, cu poze, cu prezența dumneavoastră. Eu zic să nu dezvolui mai mult, să vină cei care doresc să asiste la aceste programe pe care le inițiați în școală altfel. Abia așteptăm să ne întâlnim și să le vedem și noi. Sună foarte interesant ceea ce ne-ați spus, domnule director. Vă așteptăm cu drag. Pentru că emisiunea noastră a ajuns la final, eu vă urez mult succes în organizarea activităților și abia așteptăm să ne mai întâlnim cu alți elevi la fel de talentați ca Alexandra. Alexandra, îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Cu mare drag. O prezență deosebită ca întotdeauna. Să sperăm că și peste ani ne vom auzi și doar de bine. În vară să te întorci din Italia de la acel festival internațional cu premii și să ne reprezinți cu mândrie. Vă mulțumesc. Mulțumesc încă o dată. Dragi telespectatori, emisiunea Cu și despre tinere a ajuns la final. Până data viitoare vă urez toate cele bune. La revedere!